Salutare! Tocmai am pregătit pasul 30 din proiectul 42 de pași, singurul proiect câștigător pe anul 2021 pe tot parcursul lui. Prieteni pariori, așa cum v-am obișnuit, pregătim fel de fel de proiecte. Am ajuns la pasul 30 și vă rog să fiți atenți până la final, nu o să vă țin mult. Imediat vă spun codul, vreau doar să, să vă spun că acest proiect conține 42 de pași, am ajuns la pasul 30, miza este de 5 lei, recomandată așa cum veți vedea și pe tabel și crește progresiv până, până, la 100 de lei, mai multe detalii voi lăsa în clipul de la final, dar și în linkul din descriere. Așadar, am pregătit un calup de partide interesate, începând cu Siva Sport, să câștige o repriză la Malatia. Legia la fel să câștige minim o repriză contra lui Warta, o formație pe care a învins-o, campionul le-a prins-o. Olympiacos să nu piardă derbiul cu Aec Athena. DNB 1, FCSB Chindia, una din reprize egalitate, este foarte greu cu, cu echipa organizată a lui Emil Sandoi, mai ales că fcsb o pur și simplu joacă fiecare pentru el. Duelul Craiovelor, trebuie să genereze cel puțin 5 cartonașe galbene, în opinia mea. E un pariu la modul ban pe jos. Fiorentina câștigă la Spezia, merg pe, pe antrenorul Speziei care a preluat Fiorentina și drept urmare își cunoaște fosta echipă ca pe propria palmă. DNB2, un pariu frumos și avem un hockey din Canada, peste 5 5 goluri, două echipe foarte spectaculoase, gazdele încasează foarte, foarte multe goluri. De partea cealaltă, oaspeții înscrie cel mai bine din tot, toată, toată, conferința aceea. Salzburg cu Bayern nu în deschis, așteptăm GG sau 3 plus. Și Barcelona la handball să câștige repriza a doua împotriva lui Dinamo. Celtic GG3+, Juventus Torino cu Torino derby local 1-3 goluri repriza a doua și CFR Cluj DNB1 împotriva unui rapid lipsit de, de orizont și de busolă. Așadar codul biletului este 9950 liniuță 305 jod O Prieteni dacă vreți să vedeți care sunt detaliile acestui proiect, verificați, accesați clipul lăsat sus și veți afla toate detalii, detaliile, acestui proiect. Bun, vă mulțumesc pentru atenție, ne, ne auzim!